Am norocul să fiu mama a două adolescente extraordinare. Una dintre ele este în clasa a 10-a, cealaltă în clasa a 7-a. Împreună cu cea mare am alergat de curând la maraton pentru aceeași cauză. Este foarte bun organizator și lucrează ca voluntar în multe proiecte comunitare. Ea stabilește traseul vacanțelor noastre. Cea mică este pasionată de ecologie și protecția animalelor. Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face pentru binele copiilor noștri este să le acordăm prietenia noastră. Asta înseamnă să-i tratăm cu atenție și încredere. Să ne bucurăm de prezența lor, să arătăm interes pentru ceea ce îi pasionează. Copiii au nevoie de prietenia părinților lor ca să înflorească și aș vrea ca toți copiii să aibă parte de asta zi de zi. Pentru copiii care cresc în grija statului, fără părinți, este important ca adulții care iau în grijă să-i facă să se simtă că au în ei niște adevărați prieteni. La mulți ani tuturor copiilor! La mulți ani!